Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Mă, Lucule, s-o ai făcut și tu ciocolată de aia Dubai? Nu poți să faci, tată. Am un prieten care face. Fac doamnele însărcinate, tu nu poți. Dacă faci doamnele însărcinate, poți și tu. Măi, vezi că nu e simplu. Adică asta cu ganașul ăla de ciocolată să înveleși lucruri. Cu marmota. Așa. Nu e la îndemână. Bombone de alea albastre, asta este problema ta, că te duci pe lucruri prefabricate, să-ți faci tu singur. Da, uite, mi-am să aminte că am un prieten care face ciocolată, știi că ne-a făcut odată și de mărțișor niște praline pentru colegi și ne-a mai trimis și mi-a zis că s-a apucat să facă ciocolată Dubai. Ciocolată Dubai. Și că ne trimite. Și uite, acum că mi-am să aminte, trebuie sună imediat. Să-l contactez. Da. Și vezi că trebuie să facă și ciocolivă. Vezi că a apărut ciocolivă. Am auzit, mă. Ciocolivă, am văzut la televizor, ciocolivă, doi prieteni români. Din Scoția. Adevărul că se mai mănâncă undeva colivă în lumea asta, în afară de România? Nu știu dacă în Balcani este acest obicei, dar am senzația că nu. Deci coliva mi se pare că este ceva tipic românesc. Putem nu știu să dacă o înregistrăm. Ne trebuie un antropolog culinar pe recepție care să ne dea mesaj și să ne spună dacă mai există colivă în afară de spațiul românesc. Adică România, Moldova, Republica Moldova, știi? Poate la comunitățile de români din Balcani, la Vlahi. N-am văzut la greci, n-am văzut la bulgari, la sârbi, n-am auzit de colivă. Nici n-ai prea fost la Parastas, Bulgaria, nu cred că ai fost. Așa este, dar mă uit la televizor și aș fi văzut, mă, cum îl vedem noi pe domnul președinte Iliescu, cum îl vedeam noi, cum face cu coliva așa dânsul, ca adeu, puțin că... la mormântări. Da. Și n-am mai văzut și noi o mormântare în Balcan, ce Dumnezeului. Păi nu, dar poate lipsește partea cu hâțănatul, deci... De mâncat o mănâncă. Nu putem ști, dar o să aflăm, sigur. 0728 3132. Dacă știți dacă mai există colivă prin alte părți, dar cu certitudine, nu să divagăm, vă rog să ne spuneți. Sună cineva, zice, în Peru, domnule, se face o colivă. Dă muri. La coliva. Asta că-i pun avocado. Bun, deci revenim la ciocolivă. Doi români din Scoția, Florin și Dani, par să fi fost inspirați de faimoasa ciocolata aia Dubai. Ciocolata Dubai, pentru cine nu știe, dacă mai e cineva care nu știe, a devenit cunoscută după ce o doamnă însărcinată a vrut să mănânce ceva dulce și a combinat cataif și fistic cu ciocolată. Da. Și a rezultat așa numită ciocolată Dubai, de o face toată lumea, mai puțin Luca. E, ciocoliva este ciocolată umplută cu colivă, na. Florin și Dani au o cârciumă în Scoția, par să fi dat lovitura cu ideea asta lor. Cum le-a venit ideea? Zice Florin, citat de colegii de la Digi24. Zice, a venit trendul cu Dubai Chocolate. Am încercat-o și noi, am făcut-o, dar s-a terminat fisticul. Și n-am mai avut ce să o umplem. E o criză acum a producătorilor de ciocolată Dubai. Deci ciocolata Dubai, după cum ai spus, a făcut-o o cetățeană în Dubai, după cum îi spune și numele. Așa. Româncă, din câte știu. Așa. Care a combinat, a luat de la cataif. Nu, de cataif. Firele alea de cataif, da? Fideluță. Cu foarte mult fistic. Da. Și a îmbrăcat toată șmecheria asta în ciocolată. Deci, practic, ca o baclava, știi? Cu ciocolată. Că fisticul cu fideluță de aia și cu miere este baclava. Exact. Sau sarailie, că n-am făcut. Evident că e ceva foarte bun, n-ai cum să greșești cu asta. Adică a luat de la și cu mult fistic și ciocolată, e bombă. Da, și acum nu se mai găsește fistic. Se face în România. Da. Au făcut mai întâi unii și au vândut pe la mall la noi în București, prin partea aia înspre militar, de aici ce Cotroceni, că aici am o problemă cu Cotroceniu și militariu, că se îngână, cu cozi, tată, coadă. Coadă în tot mall-ul, la ce stați, bă, nenei, se dă ciocolată Dubai, care e și foarte scumpă, ce pentru că ingredientele sunt foarte scumpe, fisticul e scump. Da, fideaua nu e așa scumpă. Și după care, remarcând că nu e atât de complicat de făcut, s-au apucat mult să o facă. Acum e chestie și de calitate, că trebuie să ai o ciocolată de foarte bună calitate ca să faci un produs de bună calitate. Altfel e simplist de făcut, cum spuneam, și au dispărut ingredientele. Deci nu numai aia în Scoția, numai o fistic, înțeleg că nici în București nu mai găsești. Mai ales a luat de la Decataif. Ăla a dispărut de pe piață. Că toată lumea a început să facă asta, să o bubuie. Că e prețul sus, e cerere foarte mare. Și atunci vorba ta, ne apucăm și noi acasă, facem într-un lighean ciocolată, îmbrăcăm fisticul de ăsta și facem ciocolată Dubai. Să pun alarma când plec de acasă că am o pungă de fistic în dulap la bucătărie pentru pesto de fistic pentru paste. Bravo. Eu fac pesto de și fistic și stă ciocolata de Dubai nefisticată. Și acum poți să-l faci pesto și în loc să pui ulei, pui fideluță de aia de cataif și pe urmă îl îmbraci în ciocolată și ai noroc. Da. Cât despre deci, revenind, da, zi. Colivă. Așa. Eu mâncam
mie îmi plăcea cel mai mult la colivă să mănânc, făcea mamaie cruce din bomboane de ciocolată. Chip. Nu? Făcea, erau niște bile așa de ciocolată. Aha. Și gustul este senzațional. Combinația de ciocolată cu colivă, eu știu, de 40 de ani. Este niște amatori. Normal da. Că e foarte bună. Deci, practic, dacă ei și faci batonașe din colivă și le îmbraci într-o ciocolată de bună calitate... Dar mă mir că n-a venit ideea cuiva. E un desert senzațional. Da. Adică ideea pare foarte simplă. Uite că le-a venit mai târziu, dar... Florin și Dani... Dani a zis, deci când s-a terminat fisticul, ce să facă Dani, știi? E ca reclama aia cu piticii cu americanul. Și a murit americanul. Și aveam o mulțime de ciocolată și fideluță și uite că s-a terminat fisticul. Ce ne facem noi acum? Și Dani zice, citez, hai să o umplem cu colivă. Că avem colivă, avem de toate. Și am zis, să o umplem. Vezi cum se repetă? Deci, Rapsodul Popular zice de două ori, hai să o umplem și o umplem. Practic ca să întărească ideea. Și da, zice, da. Din prima zi a fost nebunie. Noi am postat video, a început lumea să vină. Facem ca 6-8-10 kg. Între 6 și 10 kg în 12 ore. Oare cu cât se vinde? Deci fac 10 kg de ciocolivă. Mi se pare o idee foarte bună. Nu? Da. Am primit mesaje așa cum era de așteptat. Un preot ortodox, să rămână părinte, ne scrie, există colivă și în Grecia. Aha. Numai că are un alt format, este mult mai vărsată, nu este atât de omogenă ca la noi, cu mai puține mirodenii, dar simbolul rămâne bobul de grâu, care simbolizează învierea, simbolul l-au și grecii și probabil toate popoarele ortodoxe. Un alt ascultător ne scrie că face parte din minoritatea sârbă de pe Clisură. Da. Și știe cu certitudine că și la sârbi există colivă, îl cheamă Remus. Spune, okay. Când era copil, de-abia aștepta o mormântare să calească niște colivă. Ca noi toți, de altfel. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.